Tăblița 5. Locuitorul din Unal. Ades visez la îngropata Atlantida, pierdută în epoci ce au dispărut în noapte. Eon după eon, ai ființat în frumusețe, lumină strălucind în întunericul nopții, atotputernic, domnind peste cei născuți pe pământ, stăpân al pământului în vremea Atlantidei. Rege al națiilor, stăpân al înțelepciunii, lumină deasupra orașului Suntal, păstrător al căii, trăia în templul său, maestrul din Unal, lumina a pământului în zilele Atlantidei. Maestrul venit dintr-un ciclu de dincolo de noi, trăind în corpuri ca și printre oameni. Nenăscut pe pământ, el venit de dincolo de noi, soarea unui ciclu mai presus de oameni. Să știi, omule, că maestrul Horlet nu a fost niciodată una cu copiii oamenilor. În vremuri de demult, când Atlantida s-a arătat ca o putere, a apărut cineva cu cheia înțelepciunii, arătând tuturor calea spre lumină, arătându-le tuturor oamenilor calea spre desăvârșire. Calea luminii ce curge printre oameni, stăpânind întunericul, conducând sufletul omului spre înălțimi ce erau una cu lumina. Împărți el regatele în părți, 10 erau la număr, conduse de copiii oamenilor. Într-unul construi un templu, dar construit nu de copiii oamenilor. Din eter a chemat substanța, modelată și cu forma dată de puterea lui, Itolan. În formele pe care el le-a construit cu mintea lui, kilometru după kilometru, substanța a acoperit insula, spațiu după spațiu a crescut în putere, neagră și totuși nu, dar întunecată ca și spațiul timp, adânc în interiorul ei esența luminii. Cu repeziciune a apărut templul, modelat și cu forma dată de cuvântul locuitorului, chemat să se formeze din ceea ce n-are formă. Construi apoi el, în interior, camere mărețe, le umplu cu forme chemate din eter și cu înțelepciune făcută să apară din mintea lui. Fără formă era el în templul său și, în același timp, era format în imaginea oamenilor. Trăind printre ei și totuși nefiind de-a lor, ciudat și foarte diferit era el de copiii oamenilor. Alese apoi dintre oameni 3 care să fie poartă spre el. Îi alese pe cei 3 dintre cei mai mari ca să devină legătura lui cu Atlantida, mesageri care să-i ducă sfatul regilor copiilor oamenilor. A ales și pe alții și i-a învățat despre înțelepciune, ca învățător să fie ei pentru copiii oamenilor. Apoi a așezat pe insula Undal pentru a fi învățător ai luminii pentru oameni. Fiecare din cei astfel aleși a trebuit să fie învățat între 5 și 10 ani. Doar astfel putea să înțeleagă cum să aducă lumina copiilor oamenilor. Astfel a apărut templul unde stătea învățătorul oamenilor. Eu tot am căutat dintotdeauna înțelepciunea, în întuneric și în lumină. Încă din tinerețe am mers pe cale, căutând să capăt și mai multă învățătură. După multă străduință, unul din cei 3 mi-a adus lumina. Mi-a făcut cunoscute poruncile locuitorului, m-a adus din întuneric la lumină. M-a dus în fața locuitorului, în templu, în fața marelui foc. Acolo, pe marele tron, l-am văzut pe locuitor, înveșmântat în lumină și strălucind ca focul. Am îngenunchiat în fața măreței înțelepciuni, simțind lumina curgând în valuri prin corpul meu. Auzit am apoi vocea locuitorului: întuneric, vino spre lumină, de mult tot cauți calea spre lumină. Fiecare suflet de pe pământ care își slăbește lanțurile va fi curând eliberat din robia nopții. Adânc din întuneric te-ai ridicat și te-ai apropiat mai mult de lumina țelului tău. Aici vei locui ca și copil al meu, păstrător al înțelepciunii, unelta a luminii de departe, apărător al înțelepciunii nepocile întunericului, ce curând se vor abate asupra copiilor oamenilor. Locuiește aici și soarbe din toată înțelepciunea. Secrete și mistere ți se vor dezvălui. Răspunsul i-am apoi maestrului ciclilor zicând:
Lumină ce te scobori asupra oamenilor. Dăm din înțelepciunea ta ca să pot fi învățător de oameni. Dăm din lumina ta ca să mă pot elibera. Îmi vorbi apoi din nou maestrul. Epocă după epocă, vei trăi prin înțelepciunea ta. Da, când peste Atlantida se vor rostogoli valurile oceanului, vei avea lumină, deși ascunsă în întuneric, pregătită să apară oricând o vei chema. Mergi acum și învață și mai mult din înțelepciune. Dezvoltă-te în lumină către totul infinitului. Mult timp locuit am în templul locuitorului, până când în sfârșit m-am contopit cu lumina. Urmat am apoi calea spre planurile stelare, calea luminii. Am urmat calea ce duce adânc în inima pământului, învățând deopotrivă secretele de deasupra și de dedesubt, învățând calea spre sălile din Amenti, învățând despre legea ce ține lumea în echilibru. Înțelepciunea mea purtat-o spre camerele ascunse ale pământului, adânc sub scoarța pământului, pe calea ascunsă de epoci copiilor oamenilor. Mi s-a relevat chiar și mai multă înțelepciune înainte de a căpăta o nouă învățătură. Aflat am că orice e partea unui tot măreț și totuși mai măreț decât tot ceea ce cunoaștem. Căutat am centrul infinitului de-a lungul epocilor. Pe măsură ce înaintam, din ce în ce mai multe secrete aflam. Acum, privind în urmă prin epocile trecute, știu că înțelepciunea nu cunoaște limite, că ea crește odată cu epocile, că e una cu cea a infinitului. Lumina era în vechea Atlantidă și totuși întunericul se ascundea acolo. Din lumină, în întuneric au căzut cei care se ridicaseră dintre oameni. Orgolioși deveniseră din cauza a ceea ce știau, mândri erau de locul lor între oameni, adânc au cercetat în ce le era interzis și au deschis poarta ce duce dedesubt. Căutat au să obțină și mai multă cunoaștere, dar și să o aducă la suprafață. Cel ce coboară dedesubt trebuie să fie echilibrat, altfel va fi limitat de lipsa luminii. Deschis au ei apoi, prin cunoașterea lor, căi interzise omului. Dar în templul său, cel ce vede tot, locuitorul, șade în aguantii, în timp ce prin Atlantida sufletului hoinărește liber. I-a văzut pe atlanți cu magia lor, deschizând poarta ce urma să aducă pe pământ mare necaz. Cu repeziciune se întoarse sufletul său atunci în corpul său. Din al său aguantii se ridică și își chemă cei trei prea puternici mesageri, dădu porunci ce zguduiră lumea. Adânc sub scoarța pământului, spre sălile din Amenti, repede coborâ locuitorul. Chema apoi forțele stăpânite de cei șapte maestri. Schimbă echilibrul pământului. Adânc scufunda Atlantida sub valurile întunecate. Sfărmă poarta ce fusese deschisă. Distruse intrarea ce ducea de desubt. Toate insulele fură distruse, cu excepția insulei Unal și o parte a insulei fiilor locuitorului. Pe aceștia îi păstră ca să fie învățători, lumini pe calea celor ce vor veni, lumini pentru copiii mai mici ai oamenilor. Mă chema apoi pe mine, tot în fața lui, și îmi dădu porunci pentru ce trebuia să fac zicându-mi: tu tot, ia-ți înțelepciunea, toate cunoștințele, toată magia ta. Mergi și fii învățător de oameni, mergi și păstrează cunoștințele până când, cu timpul, lumina va spori în oameni. Lumină fivei de-a lungul epocilor, ascunsă, dar de găsit pentru cei luminați. Peste tot pământul îți dăm putere, te eliberăm să o oferi și să o iei, sau să o iei. Adună-i acum pe fiii Atlantidei, ia-i și fugi la oamenii din peșteri. Zburați spre tărâmul copiilor lui Chem. Adunat-o i-am apoi pe fiii Atlantidei. În nava am adus toate documentele mele, cele ale scufundate Atlantide. Adunat-o mi-am toate forțele, multe, unelte multe ale magiei atotputernice. Ridicat-o ne-am apoi pe aripile dimineții. Deasupra templului ne-am ridicat, lăsând în urmă pe cei trei
și pe locuitor, ce ședeau în sălile de sub templu, închizând calea spre maestrii ciclurilor. Cu toate acestea, celui care are cunoaștere, deschisă îi va fi calea spre Amenti. Cu repeziciune zburat am apoi pe aripile dimineții, spre tărâmul copiilor lui Chem. Acolo, prin puterea mea, i-am cucerit și i-am condus. Ridicat am spre lumină pe copiii lui Chem. Adânc sub stânci, mi-am îngropat nava, așteptând vremea când omul va fi liber. Deasupra navei am ridicat un semn sub forma unui leu cu cap de om. Acolo, sub acel chip, se odihnește nava mea, spre a fi scoasă când nevoia o va cere. Află, omule, că departe, în viitor, invadatori vor veni din adâncul spațiului. Atunci să vă treziți voi, cei ce aveți înțelepciune. Scoateți nava mea și învingeți-i cu ușurință. Adânc îngropat sub acel chip se află secretul meu. Căutați și descoperiți în piramida pe care am construit-o. Fiecare e pentru ceilalți cheia de boltă. Fiecare e poartă ce duce spre viață. Urmează cheia pe care am lăsat-o în urma mea. Caută, iar poarta spre viață îți va aparține. Caută în piramida mea, adânc în coridorul ce se termină într-un perete. Folosește cheia celor șapte și deschide calea. Acum, ție ți-am încredințat înțelepciunea mea. Acum ție ți-am încredințat calea mea. Urmează calea. Află tu secretele mele, că-și ție ți-am arătat drumul.